Da, dar sunt și mai în vârstă, reumatismul. Sunt muzicieni, câte unul luat în parte fiecare. Mulțumesc frumos! Așa, organizatorii au pus la dispoziție absolut tot ce e nevoie la un festival, sunetul este foarte bun, emisiunea TV e foarte bună, noi am urmărit-o când am plecat de aici seara, pentru că e cu decalaj de ore, am văzut ce se întâmplă acolo. Și ca să nu vă mai țin mult, ce ai spus că vreau să cânt, nu, de unde să cânt eu. Te rugăm! Da? Rugați-l! Am crescut cu șlagărele lui Marius Seicu. Numai dacă spuneți-mi, ați făcut vocalize în seara asta? Sunteți încălzit, nu? Ziceți după minte, la, la, mă, chiar ați repetat, cred că ați repetat, a fost o repetiție. Bine, atunci hai să cânt o piesă în prima audiție, pentru că alea v-ați plictisit de piesele alea ale mele. Și vă rog frumos, Ionele, dragă, sau, a, tu ești aici. Re major, că ți-l dau la leafă după aia înapoi, re major. Țucățaca, țucățaca, 1, 2, 3, 4. Și ureche muzicale toți. Bravo, bravo. Un tânăr de viitor, Marius Seicu. Felicitări. Da. După Revoluția, așa, prin 91, 92, 93, m-a anunțat la radio. Deja aveam vreo 40 și ceva de ani. Tânărul compozitor, Marius Seicu. Acum nu mai ține, chiar că nu mai ține. Trofeul George Grigoriu la această ediție a 14-a. La Festivalul Internațional de Muzică Ușoară George Grigoriu, normal, se acordă... Cui credeți voi că se acordă? Ce țară? Ia să aud! Încă o dată? Exact! Din Italia, lui Walter Ricci! Walter Ricci, Italia! Napolitan stabilit la Roma, 27 de ani, muzician profesionist, pian, canto. Un adevărat muzician, cântă la pian, orchestrează, compune. Walter,